Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora știrilor. 6 membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au fost excluși din rândurile formațiunii politice pe motiv de traseism politic și trădare. Este vorba de deputatul Gaic Vartanan, consilierii municipali Grigore Bejenaru, Ludmila Polodiuc, Eugenia Ceban, Oleg Șerepitco, precum și vicepretorul sectorului centru Dumitru Metioglo. Decizia a fost luată la ședința de ieri a Consiliului Republican al PSRM. Iar astăzi, la ședința Consiliului Municipal Chișinău, președintele fracțiunii PSRM din Cojocaru a anunțat că socialiștii au exclus 7 consilieri din fracțiunea lor din CMC, fiind vorba de persoane care ar face parte din echipa noului partid al primarului capitalei Ion Ceban. Într-un comunicat emis de PSRM se menționează că în viitorul Parlament vor veni cu o inițiativă legislativă prin care vor propune să fie interzisă migrarea deputaților de la un partid la altul. Recent, deputatul Gaic Vartanan a anunțat că părăsește Partidul Socialiștilor și se alătură echipei primarului de Chișinău. Foștii săi colegi i-au cerut să-și depună mandatul de parlamentar, solicitare la care acesta din urmă nu a reacționat. El a declarat că va activa în calitate de deputat independent. Aproape 1000 de refugiați, mai exact 934 de cetățeni din Ucraina, dintre care 682 de femei, s-au angajat la muncă în Republica Moldova după ce au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Datele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că cei mai mulți cetățeni ucraineni activează în Chișinău, 696. Conform notificărilor angajatorilor, cetățenii din Ucraina au ocupat locuri libere de programator, inginer, cusător, vânzător, consultant, bucătar, kelner, medic, educator și altele. Totodată, peste 180 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, declarând de circa 2400 de locuri de muncă vacante disponibile pentru aceste persoane. În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se află circa 80.000 de refugiați ucraineni. Moldovenii care lucrează în străinătate au trimis acasă peste 1,5 miliarde de dolari în 11 luni ale acestui an. Este cu 8% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Datele au fost prezentate de Banca Națională a Moldovei. Potrivit datelor furnizate de BNM, pe parcursul celor 11 luni ale acestui an, cetățenii Republicii Moldova care lucrează în străinătate au trimis în țară 1,592 miliarde de dolari. Cele mai productive în acest sens au fost lunile de vară. În iunie, volumul total al transferurilor pentru persoanele fizice s-a ridicat la peste 167 de milioane de dolari, în iulie aproape 172 de milioane, iar în august 161 de milioane de dolari. Cele mai mici remitențe au fost înregistrate la începutul anului, 102 milioane de dolari în ianuarie și 113 milioane de dolari în februarie. În luna noiembrie acestui an, ca și în octombrie, a fost transferată în țară o sumă echivalentă cu 153 de milioane de dolari. Majoritatea transferurilor, 81%, s-a făcut în euro, 19% în dolari. Anul trecut, volumul remitențelor prin bănci pentru persoanele fizice s-a ridicat la 1,6 miliarde de dolari. Conform previziunilor, până la sfârșitul anului 2022, cifra prezentată de BNM ar putea crește la 1,7 miliarde. Până în prezent, recordul absolut al volumului transferurilor de peste hotare prin băncile comerciale s-a înregistrat în 2008, peste 1 miliard 660 de milioane de dolari. Anul trecut au fost create 5.300 de întreprinderi, iar alte 5.500 tot în 2021 au fost lichidate. Datele se conțin într-un studiu al Biroului Național de Statistică privind prezența acestora pe piață. Experții economici susțin că în mare parte firmele s-au închis din cauza crizelor din țară.
Potrivit raportului Biroului Național de Statistică, anul trecut în Republica Moldova existau 52.500 de întreprinderi, dintre care 38.300 erau active. În aceeași perioadă, 5.300 au fost create. Dintre companiile noi, cele mai multe au apărut în municipiul Chișinău, 2.900. Urmează regiunea de dezvoltare Centru cu 1.000, după care cea de Nord și Sud, dar și Găgăuzia, cu 200 de firme noi. Tot anul trecut însă au fost lichidate 5.500 de companii și tot cele mai multe în municipiul Chișinău, 3.000, urmat de regiunea de dezvoltare Centru, Nord, Sud și Găgăuzia. Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că fenomenul lichidării întreprinderilor este dictat cel mai mult de crizele din țară, iar potrivit lui, cele mai afectate au fost întreprinderile mici. Trebuie să, totuși, să mai ce să tragem atenția că în 2020, în special, sectorul Horeca în Chișinău a primit lovituri. Nu a fost niciodată și mulți companii au falimentat, companii de transport. Ce am putea spune și unele care au supraviețuit 20 au falimentat în 2021. De aceea greu este să divizăm câte au falimentat datorită crizei și câte așa e viața lor, dar tind să cred că totuși cea mai mare parte s-au închis din simplu motiv că asta este soarta întreprinderilor mici, dar avem o cotă mai mare decât în alți ani, dar acum este prea matur să pot da un răspuns calificat, care totuși au fost influențate de criză, în special Horeca și transportul. Potrivit BNS, cele mai multe întreprinderi active în 2021 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului. Aproape 16.000 de întreprinderi sau 41,6% din totalul celor active. În industria prelucrătoare au activat 3,7.000 de întreprinderi sau 9,7% din totalul firmelor active. În anul 2021, întreprinderile din domeniul de activitate, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat cea mai mare rată de creare, 83,5%. În același timp, întreprinderile din domeniul comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au înregistrat cea mai mare rată de desființare, de 19,7%. Puțin peste 92% din agenții economici au forma de proprietate privată, 1,5% proprietate publică și aproape 4% străină. Dosarul unui fost șef al Direcției Municipale Sănătate a fost trimis în judecată. Se întâmplă după ce procurorii au stabilit că acesta și-a falsificat declarațiile de avere timp de 4 ani, funcționarul fiind depistat cu o diferență de peste 8 milioane de lei între veniturile declarate și cele reale. Procurorii au stabilit că demnitarul a introdus de 5 ori date false în declarația de avere în perioada anilor 2015-2019. Acestea vizau suprafețe de teren indicate diminuate, omiterea indicării averii concubinei și calității lui de asociat al unei companii cu activitate în domeniul în care acesta activa, omiterea indicării unui împrumut de aproape 3 milioane de lei în valută străină și alte falsuri. În plus, acuzatorii au depistat un conflict de interese la adoptarea unei decizii Consiliului Municipal Chișinău cu privire la darea în locațiune a unor încăperi. În același timp, fostul șef în sănătate avea pe atunci un salariu de până la 6.000 de lei. De asemenea, spun autoritățile, fostul funcționar a întreprins măsuri preventive pentru a aduce ancheta în eroare. Acesta, spun acuzatorii, i-a vândut ginerelui o parte dintr-un teren de construcții contra unei sume impunătoare de bani pe care ginerele nu ar fi putut-o deține, conform veniturilor obținute. La fel, a întocmit-o recipisă privind un împrumut de la o rudă apropiată, deși aceasta nu avea astfel de sume. La cererea procurorilor PC Cox, asupra averii învinuitului a fost aplicat sechestru. Dacă va fi găsit vinovat, funcționarul riscă amende de până la 400.000 de lei sau cu închisoarea de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 10 la 15 ani. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 16:45. Mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!